doamna Brândușa să poftească lângă noi în aplauzele și a orchestrei, dacă se poate, este gazda noastră. I-am spus doamnei Brândușa că o să-i fac o surpriză deosebită și am spus că o să vină cei mai buni artiști din Republica Moldova în acest moment, pentru că așa e trendul, unii urcă, alții coboară, e adevărat, dar în acest moment rapsozii Moldovei sunt, cum se spune, pe val, din punctul meu de vedere, și nu sunt un critic muzical, dar mă mai pricep și eu așa la muzică. Doamna Brândușa, eu zic să spuneți dumneavoastră, nu spună lumea că sunt răutăcios. E bună orchestra asta sau nu? Foarte bună. Foarte bună. Aplauze pentru doamna Brândușa. Doamna Brândușa, vreau să vă mulțumesc de față cu telespectatorii și cu spectatorii care sunt aici, că am mâncat o ciorbă, cum se cheamă, Lili? Rădăuțeană, foarte, foarte bună. Vreau să vă spun că aveți un personal de mare calitate, pentru că se vede că sunteți o șefă bună la suflet cu ei, da? Puteți să le dați numele celor care sunt de serviciu în seara asta, numele mic, cum îi cheamă? Ionela sau cum? Nu, Mona. Mona și? Da, Alexandra. Alexandra și mai cine? Da, și Iuliana. Și Iuliana. Aplauze și pentru cei care ne-au servit. Pentru că să știți că lumea mai cântă, dar se mai poate servi și ceva, sigur că da. Doamna Brândușa, spuneți-le telespectatorilor noștri dacă doriți să mai venim la dumneavoastră cu asemenea. Mare drag, de fiecare dată vă așteptăm cu cea mai mare plăcere. Pentru că eu... Scuzați că-s răcită. Dar nu e nicio problemă, iau răceala de la dumneavoastră, vă pup chiar acum, în direct. Mulțumesc. Gata, Liliadă. Dumneavoastră iubiți muzica foarte mult. Foarte mult, de asta și mare drag pe toți artiștii din țară au fost aici, de la maestru Bot Gros, așa, Fuego, ca toată țara, ce vedeți pe geamă? Stați că a fost și Florin Persic din Cătășcă. Actorii, actorii vin, da. Vă iubesc. Foarte mult. Știu eu un actor care vă iubește foarte mult, dar nu dau un vileag aici, no? Că soțul dumneavoastră poate să spună. Băi, Eugen, asta un loc. Și mai nou Eugenul Gureanu, nu? Da. Bun, mă bucur foarte mult că dumneavoastră sunteți o doamnă extraordinară, că aveți această pasiune a muzicii și discutam noi în particular, exact ca și nașii noștri, familia Ciupilan de la Huș, care sunt tot așa iubitori de muzică, de artiști. Dacă mai aveți un mesaj pentru telespectatorii noștri? Să dea Dumnezeu sănătate, fericire și tot ce le dorești în viață, să le dea bună Dumnezeu. Vă doresc multă sănătate și sper să ne mai primiți. Cu mare drag, de fiecare dată vă așteptăm la Suceava. Când veniți aici o să faceți filmările. Vă promis pe cuvânt. Să rămâneți și vă rog să rămâneți împreună cu noi aici să ascultați acești minunați artiști. I-ați ascultat și până acum, i-au văzut și telespectatorii noștri. Încă o demonstrație de forță, cea mai bună orchestră din acest moment din Republica Moldova, rapsozii Moldovei din Chișinău! Thank you.
După un solo de excepție de vioară interpretat de domnul Vitalie Dorin alături de noi aici, o invităm pe doamna Mariana Purdel să ne încânte cu câteva melodii. Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit, vă spun și eu. Vin de la Galați și chiar de ar fi fost să vin de la mii de kilometri, tot aș fi venit la invitația acestei minunate orchestre, Rapsozii Moldovei. Este orchestra mea de suflet, pot să spun, deoarece am realizat un CD cu orchestră, de fapt și primul meu CD. O orchestră tânără, cu băieți tineri frumoși, talentați și cu un dirijor pe măsură. O să-i port în suflet cât am să trăiesc. Avem o colaborare foarte frumoasă, lucrăm la un proiect, de fapt la un CD, și de pe acest CD am adus în seara asta în fața dumneavoastră două cântece frumoase, text Mariana Honceru, muzică Marcel Mămăligă prezent aici, prin violonist al orchestrei, orchestrație și aranjamente orchestrale, dirijorul acestei orchestre, Vitalie Dorin. Mulțumesc din suflet tuturor! Peste Gheorghe ți-l dau, Gheorghe-ți-al meu iubăreț, cu ochii și părul preț, struguraș nu culegea, Beleana o săruta. Iubește Gheorghe acum, dacă-și cere sufletul, iubește și două, trei, dar nu gata ochii mei. Iubește Gheorghe acum, dacă-și cere sufletul, iubește și două, trei, dar nu gata ochii mei. La poartă-n puză mor și nu este dor să mor, fluieră Gheorghe într-un geam nu-i pun. Că lasă șarpe te-am strâns, ție nu ți-a fost de ajuns. Când credeam că mă așteptai, altă gură sărutai. Iubește Gheorghe acum, dacă-și cere sufletul, iubește și două, trei, dar nu gata ochii mei. Iubește Gheorghe acum, dacă-și cere sufletul, iubește și două, trei, dar nu gata ochii mei. Inima umblă Gheorghe pe la porți, cât ai putere și poți. Ce-ai să pățești, ai să vezi, când puterile să-ți pierzi. Iubește Gheorghe acum, dacă-și cere sufletul, iubește și două, trei, dar nu gata ochii mei. Tot umblând după iubit, ca ce arată-i găbinit, trei cani seama nu-ți dai, ce a fost și acum ce ai. Fata care e frumoasă nu stă mult la mama în casă, nu stă mult la mama în casă. Pețitorii cum caută ploaia norii, cum caută ploaia norii. Frumoasă a fost ca floarea și mulți mi-au ținut cărarea. Era fruntea satului la joc paracopului.
ochii mei. Nevasta care să ține iubește, nu știe nimeni, iubește, nu știe nimeni. Spală, calcă și gătește și bocnicu-și primește și bocnicu-și primește. De bărbate grijă are, la copii face mâncare. Pe bărbate îl îngrijește, pe ei bocnic îl iubește. De bărbate grijă are, la copii face mâncare. Pe bocnic îl iubește. Care-i muiere la bărbat de toate cere, la bărbat de toate cere. Și gură cu socoteală să nu dea de bănuială, să nu dea de bănuială. Când ai vorbă mai miroasă, mintea îi fuge de acasă. Când în ochii lui privește, la ei bocnic ea gândește. Cine nu stă și optează și noaptea se furișează și noaptea se furișează. La guriță cum e mierea, știe ce înseamnă plăcerea, știe ce înseamnă plăcerea. Din Chișinău, doamnelor și domnilor, a venit alături de noi și Lilia Roșca. O invit lângă mine. Aplauze, vă rog frumos! Uitați ce domnișoară frumoasă! Să ne spui câteva cuvinte despre tine și piesele pe care ai venit să ni le interpretezi. Despre mine ce să zic? Sunt și eu din Moldova și mă bucuras că sunt împreună cu Orchestra Rapsozii Moldovii. Am venit la dumneavoastră să vă aducem în suflete buna dispoziție fraților români și celor din depărtare și sper eu că frigul de afară să vă încălzească sufletele și să vă aducă numai bucurii. Și piesele? Sunt niște piese de joc, pe cei care se plictisesc îi poftim la joc. O bătută frumoasă și o horă le aducem în dar tuturor. Să vă ascultăm! Aplauze! Frunzuliță treia lunei, la 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 la, drag mi să coli într-un lume, la 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 la.
pleci cu mult dor. Ila, 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 ila. Le cântăm oamenilor, măi, ila, 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 ila. Cu suflet și cu mult dor. Ila, 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 ila. Le cântăm românilor, măi, ila, 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 ila. Hai, hai, cu cântecul să ne alinăm sufletul. Hai, hai, tot mai vioi cum se joacă pe la nou. Hai, hai, cu cântecul să ne alinăm sufletul. Hai, hai, tot mai vioi cum se joacă pe la nou. Cele noastre toate, ila, 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 ila. De la lume s-a adunate, ila, 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 ila. Cântecele noastre toate, ila, 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 ila. De la lume s-a adunate, ila, 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 ila. Nici o horă, nici un joc, ila, 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 ila. Fără cântec nu ia foc, măi, ila, 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 ila. Nici o horă, nici un joc, ila, 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 ila. Fără cântec nu ia foc, măi, ila, 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 ila. Hai, hai, cu cântecul să ne alinăm sufletul. Hai, hai, tot mai vioi cum se joacă pe la nou. Hai, hai, cu cântecul să ne alinăm sufletul. Hai, hai, tot mai vioi cum se joacă pe la nou. Ila, 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 ila. Drag mi-i cântecul la nume. Ila, 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 ila. Și iar verde treia lune. Ila, 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 ila. Drag mi-i cântecul la nume. Ila, 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 ila. Dar mai drag mi-i satul meu. Ila, 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 ila. Cântec să-l cânt mereu, măi, ila, 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 ila. Dar mai drag mi-i satul meu, ila, 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 ila. Cântec să-l cânt mereu, măi, ila, 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 ila. Hai, hai, cu cântecul să ne alinăm sufletul. Hai, hai, tot mai vioi cum se joacă pe la nou. Hai, hai, cu cântecul să ne alinăm sufletul. Hai, hai, tot mai vioi cum se joacă pe la ai verdea bobului, tairam tiril dirilda, jos în valea prutului, tairam tirilda. Batit-o batira sună, tairam tiril dirilda, lumii multe se adună, tairam tirilda. Zi scripoare, zi mai tari, tairam tai tirilda, că s-o porni jocul mare, tam tiril dirilda. Și-o venit lumea la joc, tairam tai tirilda, ce noi deșați pe loc, tam tiril dirilda. Zi scripoare, zi mai tari, că s-o porni jocul mare, să baliți cu scripca, să-ți arăt cum mă jucam. Iar verde foi din nu, tairam tiril dirilda, arz-o focul de batut, tairam tirilda. Dichișoare îți beteagă, tairam tiril dirilda, și mă-nvârtesc ca o babă, tairam tirilda. Joacă-mă, bandiță ghini, tairam tai tirilda, nu te-nchede ca de mine, tam tiril dirilda. Strânge-mă din mijloșel, tairam tai tirilda, și mă joacă ușurel, tam tiril dirilda. Haida, haida, băzișor, nu mă călcat pe chișor, rândilor.
de la mine, tairantirilda, că stânără și-n stăghini, tairantirilda. Patima și-a jocului, tairantirilda, și alta ca mine nu-i, tairantirilda. Nidra cântecu și jocul, tairantirilda, și badea bat în orobă, tairantirilda. Că-i frumos și iubăreț, tairantirilda, și la tăti îndrăzneț, tairantirilda. Geacă bătuta cu mine, că eu știu ca s-o jochini, cât am fost în sat cu eu, nu pot joc să nu joc eu, mă. Cine joacă horili, tarantirildirilda, uită supărările, tarantirilda. Din mai ieși un paharel, tarantirildirilda, fugi necazul de el, tarantirilda. Bie batut în măi băniși, tarantirildirilda, mâși o poate și ochiși, tarantirildirilda. Joacă bate-o la podele, tarantirildirilda, să sară colpul din ele, tarantirildirilda. Dar de-o bade la papuși, când se joacă jocul aici, te-o rupi ochii și linii, o pași cu altii ușuri, aci la pasa. Așa-i din bătrân lăsat. Să jucăm, să petreșem, mirele să uităm. Dragul meu, bine te-am găsit la ora veseliei. Păi în această locație minunată, la doamna Brândușa. Îi mulțumim pentru ospitalitate și vreau să vă spun că de fiecare dată venim aici cu mare drag. Eu plec, eu nu știu să vorbesc așa frumos. Am plecat. O să dau drumul la melodii. Vreau să vă spun că de obicei când muzică ușoară, de data asta am pregătit o melodie de muzică populară împreună cu două prietene de ale mele, Alexandra Ulea și Nela Duhu. E o melodie din repertoriul Adrianei Ochișanu.
țipătul de pe un mar beator. Transmitem nașilor noștri, familia Constanța și Nicu Ciupilan din Huș, o primăvară frumoasă, sănătate și multe bucurii. Și îi iubim! Da, iată un mesaj, m-a luat prin surprindere Lili, eu mă gândeam ce text sofisticat să spun, în orice caz să transmitem nașilor noștri, prin intermediul emisiunii Ora Veseliei, multă sănătate, toate cele bune, și să știți că noi chiar dacă filmăm la Suceava și nu în județul Vaslui, noi întotdeauna suntem aproape de dumneavoastră, vă iubim, vă respectăm foarte mult și să sperăm că va fi un an bun pentru toată lumea. Eugen și Lili, vă spun, vizionare plăcută. În continuare. Bună seara și bine ați venit aici în Bucovina, în Suceava și mai ales la restaurantul Brândușa. Suntem de aici din Suceava, activăm împreună de 12 ani în această formulă. Mulți înainte, aplauze vă rog, este un lucru important. La saxofon cântă pentru noi Mihai Recolciuc. Foarte, m-am speriat, am crezut că Alexandru Recolciuc. Sunteți rudă, prieteni? Chiar veri. Domnul Recolciuc, nu știam că aveți un văr atât de talentat la instrumentul ăsta. Îl salut pe această cale pe Alexandru Recolciuc, un foarte bun prieten al televiziunii noastre. Să vină acordeonistul lângă mine. Cristina, mai întreabă-l ceva, mai pune o întrebare dificilă. Eu aș vrea să știu piesele interpretate acum, depinde. Avem pentru dumneavoastră două melodii. Prima melodie e Hora Moldovenilor, se întâlnează, și a doua, Hai noroc și sus paharul. Ia zi, cum e treaba? Spune adevărul cu vinul ăla, cum e treaba? Vinul trebuie degustat, așa, povestit, mai bine zis. Și încălzit cu acordeonul de? Gelu Cosmiuc. Gelu, aplauze și pentru Gelu, să vină. Aplauze. Ce instrumente mai avem? La trompetă, trompetistul nostru de la formația, sunteți unic, da? Unic. În felul nostru. Adică nu mai ai alt trompetist în formație. Eu zic că nu este. Pe cine cântă la trompetă? Marius Lupașcu. Marius, aplauze și pentru Marius. Hai, să trecem la treabă. Cristina, dacă mai vrei să-l întrebi ceva, dacă nu mă întrebi pe mine acolo în culise. Vreau să îmi spună și cum îl cheamă până la urmă, pentru că nu s-a prezentat. Nu spunem. Nu? Nu, că sunt invidios dacă ia contracte mai multe ca noi la anunț. Eu vreau să știu. Îl avem pe domnul? Ionel Bergenaru. Număr de telefon, serii de buletin, repede. 07. am plecat. Aplauze! Frunzuliță plopșeiască, păi asta-i hora strămoșească, măi, măi. Moldovenii îi știu rostul, e cel mai mândru joc al nostru, măi, măi. Frunzuliță plopșeiască, păi asta-i hora strămoșească, măi, măi. Moldovenii îi știu rostul, e cel mai mândru joc al nostru, măi, măi. Jocul aista îi făcută, măi, pentru omul priceput, măi. Aici trebuie un pic de fală, capul sus și piat afară, măi. Păi cine joacă horului, măi? Să joacă și orșine, păi dacă noi nu joacă nimeni, măi, măi. Că și altul se învârtește, dar nu suntem moldovinești, măi, măi. Poate să joacă și orșine, păi dacă noi nu joacă nimeni, măi, măi. Că și altul se învârtește, dar nu suntem moldovinești, măi, măi. Uite cum joacă tot satul, unul mai frumos ca altul, măi, măi. Uite cum joacă tot neamul, ia ca istai moldovană, măi, măi. Când jucăm noi horul, ăi, stă în loc
și soarele, măi. Stă în loc și nu privește ora cum se învârtește, măi. Ora noastră roată, roată, să ne vadă lumea toată, măi, măi. Ora noastră se răsune, păi tocmai pe cealaltă lume, măi, măi. Ora noastră roată, roată, să ne vadă lumea toată, măi, măi. Ora noastră se răsune, păi tocmai pe cealaltă lume, măi, măi. Pe la noi potop să treacă, toți să cântă și să joacă, măi, măi. De la noi prăpăd să vină, toți suntem mână de mână, măi, măi. Uite cum joacă tăzată, băi, unul mai frumos ca altul, măi. Uite cum joacă tăpneală, băi, ea care stai moldoveală, măi. Ce-mi-e drag mie pe lume, omul cel cu vorbe bune, omul bun și omul drept, măi, omul simplu și deștept, măi. Ca așa om în viața lui, măi, dar n-a fost robul banului, măi. Muncește după putere, păi și petreci cu plăcere, măi. Noroc și iar noroc, răutăți să dăm pe foc, măi. Să cântăm și să jucăm, că am muncit și merităm, măi. Ai noroc și sănătate, să petrecem cât se poate. Când ne-o pomeni de grabă, eu moșneac și tu o babă, măi. Tare-i mi-i drag ce-i frumos, măi, atunci când omul voios, măi. Pașii chef și veselie, păi nu știi de fudulie, măi. Păi pașii chef și voie bună, păi și mai zici câte o glumă. Că așa-i firea omenească, păi să mai râdă, să glumească, măi. Ai noroc și iar noroc, răutăți să dăm pe foc, măi. Să cântăm și să jucăm, că am ușit ce merităm, măi. Ai noroc și sănătate, să petreșim cât se poate. Când ne-o pomeni de grabă, eu moșneac și tu o babă, măi. Păi ce-i pe lume prețios, măi, omul simplu și voios, măi. Ce-i pe lume fără rost, măi, omul cel fudul și prost, măi. Omului de veselie, îi dau cinste și omenie, îi dau cinste și mă-nchin, măi, și la inimă îl țin, măi. Noroc și iar noroc,
răutăți să o dăm pe foc, măi. Să cântăm și să jucăm, cam și ce merităm, măi. Hai noroc și sănătate, să petrecem cât se poate. Gâne-o-n pomini de grabă, eu moșneac și tu o babă, măi. Hai noroc și iar noroc, răutăți să-l dăm pe foc, măi. Să cântăm și să jucăm, cam unșit ce merităm, măi. Hai noroc și sănătate, să petrecem cât se poate. Gâne-o-n pomini de grabă, eu moșneac și tu o babă, măi. Irina, bine ai venit. Anatol, bine ai venit la ora veselii. Bine v-am găsit. Cristina, întreabă-l ce vrei tu pe Anatol, că eu cu Irina aici discutăm în particular. Așa. Suntem pe cupuri acum și așa. Vreau să-mi spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră. Cu cea mai mare plăcere, Cristina, dacă îmi permiți, în primul rând vreau să te sărut. Aplauze. Poți să o pup și eu pe Irina? Sigur că da, poftim. Nu-i măritată? Ești măritată? Știi, Eugen, suntem oameni gospodari, suntem căsătoriți, deci, avem copii. Frați, și activitate și artistică împreună. Da, activitatea artistică, vreau zic că anul ăsta împlinim 23 de ani și vreau să spun că... Mulți ani înainte. Cât mai mulți. Mulțumim și vreau să zic că acest acordeonaș ne poartă noroc tot acești ani, pentru că chiar trecând astăzi la vamă, ai noștri ne-au recunoscut și au întrebat, pentru că acest acordeonaș este botezat la noi Harmoșcă. Și m-au întrebat, Anatol, dar unde-i Harmoșca? Pentru că să merg la un pescuit, să merg pe stradă fără de el, de fiecare dată lumea mă întreabă. Iată, acest acordeonaș, într-adevăr, acești ani, am scris foarte multă muzică, pentru că pe noi duetul nostru ne reprezintă. În două cuvinte să spun, muzica mi-aparține, Irina o cântă atât de dulce, pentru că suntem frați și... Irina, ia mai intervini tu peste ele, ia să vedem. Simte foarte bine. Eu, dacă îmi permiteți, în primul rând aș vrea să-mi exprim bucuria de a fi în casa favoritului, de a fi invitații tăi, Eugen, și a Cristinei. La emisiunea Ora Veseliei. Exact. Vreau să zic că am venit cu inima deschisă, am venit cu mare drag să vă aducem ceva din melodiile noastre și sperăm să facem cunoștință mai aproape, să ne împrietenim și să nu fie, este pentru prima oară, dar să nu fie pentru ultima. Am un, hai să spunem, un bun obicei. Întotdeauna cei care vin pentru prima oară în emisiune, și nu-i prima oară, că Cristina poate confirma, după aia vă sunăm noi și o să vă căutăm, pentru că sunt convins că telespectatorii noștri vor avea parte, într-adevăr, de o ediție cu totul și cu totul deosebită aici la doamna Brândușa, gazda noastră, și numele ei vă mulțumesc și dumneavoastră. Este și o surpriză și pentru dânsa, pentru că am spus, doamna Brândușa, o să avem niște artiști de la Chișinău, cu totul și cu totul excepțional. Mulțumim mult. Vă mulțumim și ca să nu plictisim lumea, noi am vrea să începem micul nostru recital cu o piesă la care ținem noi foarte mult, pentru că am realizat-o împreună cu un foarte bun prieten de-al nostru, dar regretat, din păcate. Este vorba de umoristul și texterul Pavel Bechet. Am vrut să adaug, Irina, așa, ceva. Noi în 1991, când am participat la festivalul Iași Tinere Talente, am fost botezați de publicul, spectatorul din Iași. De aceea eu sper că să ne poarte și de data asta, aici, la Suceava, în Bucovina, noroc. Dragii mei, un moment surpriză, un moment deosebit de plăcut, frații Bivol, aici, în România, la televiziunea Favorit. Bine ați venit!
obicei și cu ochii la cărare am stat. Se întoarcem aici înapoi, am de amintiri și de trecut. Să fii